Se vorbește foarte mult despre uleiul de măsline, cât de sănătos este. Atenție! Vorbim de uleiul de măsline extravirgin. Deci doar acela în care măslinele sunt presate mecanic, fără tratament termic și la ce se obține la prima presă. Acela este uleiul de măsline extravirgin. Costă mult, este scump, motiv pentru care este și falsificat. Uleiul de măsline extravirgin este unul dintre cele mai falsificate produse alimentare. Ce înseamnă falsificat? Conține numai ulei de măsline extra virgin. Ba, sunt multe cazuri în care nu conține nici măcar 100% ulei de măsline. Se pun alte uleiuri de floare sau de rapiță, în fine. Deci, atenție mare. Și care este lucrul la care să te uiți prima oară când alegi un ulei de măsline extra virgin? Vă pun aici pe ecran niște fotografii făcute de mine în această dimineață într-un supermarket și vedeți că nici nu -au, au mărcile de ulei pentru că nu ăsta este scopul, la ce să vă uitați? La originea la originea uleiurilor. Cele care scrie provenind din uleiuri din Uniunea Europeană sau amestec de uleiuri din Uniunea Europeană sau rog, din alte zone geografice, nici să nu vă uitați la ele. Pentru că Uleiul de măsline extravirgin trebuie să scrie cel puțin țara, dacă nu regiunea. Și avem aici un ulei de măsline care spune că provine din din măsline recoltate și presate în Italia și mai este acest al doilea ulei de măsline care spune chiar că este din Creta. Da? Deci este foarte important să ne uităm la aceste lucruri. Dacă scrie cu amestec, dacă nu scrie țara, mai sunt și de astea care nu spune că e din amestec de uleiuri provenite de nu știu unde, dar nu scrie nicio, nici măcar țara nu scrie un fel de indicație geografică. Evitați-le! Nu spun că neapărat sunt falsificate, dar e o mare probabilitate să fie. Alegeți uleiul de măsline la care indicația geografică să fie cât mai restrânsă. Eu personal aș alege pe acesta din Creta, pentru că scrie că este din Creta, nu din Grecia general, ci din Creta. Bineînțeles, asta dacă nu aveți prieteni cunoștințe care să vă poată trimite un ulei de măsline de la sursă, de la presă. Eu, de exemplu, am un prieten în Grecia care anual îmi trimite un bidon de 10 litri de la o presă de ulei. El acolo a lucrat, deci asta este situația ideală. Dar repet, dacă n-ai pe cineva care să-ți trimită de la o sursă sigură, uită-te pe sticlă, pe ambalaj, să fie indicația geografică cât mai restrâns posibil. Și corpul tău îți va mulțumi. Numai bine, sănătate, la revedere, gânduri bune.